Când îmi place ceva la cineva și admir ceva la cineva, este pentru că rezonează în mine. Când mă enervează ceva la cineva și îmi vine să-i spar capul, este pentru că rezonează în mine. Tantana am. Deci oamenii care vă scot din sărite cu o anumită chestie nu sunt decât o reflexie a ceea ce voi aveți în voi și rezonează. De aceea se spune, binecuvântează-l pe cel care ți este dușman, că acolo poți să vezi lucruri din tine care nu-ți plac. De obicei, noi pe asta vrem să le îndepărtăm. E important, asta e greu de acceptat pentru mintea noastră și pentru, mai ales pentru orgoliul nostru, partea aia de ego care ne joacă feste totdeauna, da? Orgoliul zice, vai, dar eu nu sunt ca el, dar mă scoate din sărite, dar eu nu sunt ca el așa. Ghiși ce taman ca el ești, tocmai pentru că te enervează acel aspect. Și asta te ajută să le vezi la tine. În momentul în care îți sunt indiferente, transparente, în zonele unde nu te deranjează ceva la cineva, acolo ești transparent. Când îți place ceva sau când te enervează ceva, acolo e de lucru. De-aia